Tot timpul simt nevoia să adaptez eu puțin ăsta, să mai... Mi se pare strâmb acum. Acum e bine. Cu toate nu-i făcut absolut nimic. Obsesiv compulsiv. Uneori simt că... Da, grădina botanică nu te deranjează. Asta nu e... A, nu. Pseudo-bonsaiul ăsta, pseudo-feric... Nu știu ce asta. E o... Aloe vera asta. Aloe vera și... Asta e aloe vera mai mare. Aloe vera mai mare. Avem o oaie. Un joc pentru copii. Găsiți oaia. Găsiți oaia. Unde e? Cu oaie nu se face primăvară. Ai, vezi ce am făcut aici? Aici e foarte bun jocul ăsta de cuvinte. Îl repet pentru cei care nu au fost atenți. Cu oaie. Ora de chimie. Biologie. Suntem aici la mama chiciului. Andrei, poți să-mi spui acum, că de fapt era o intervenție, tot episodul ăsta fu de fapt o intervenție. Mă, ce e cu toate? Și nu-s toate, adică ce mai am prin casă? Niciunul nu trăiește, niciun obiect dintre acestea de nu trăiește, nu respiră, sunt, nu doare, nu... Dar mă doare pe mine că bagi degetul. Nu contează dacă țip sau înjur. De-aia pune așa în ureche să vezi ce frumos se aude. Se aude mare. Vezi? Da. Deci, de unde e obsesia asta, Andrei? Te-a cumpărat tot ce vezi. Tot ce... Vezi tu, Alin? Trebuia, era acolo. Așa. Mie îmi plac plantele, doar că plantele vii mor. Și eu am vrut să am plante care nu mor. Dar nu mor foarte ușor, mă. Am omorât și doi cactuși. Tu ești și prost, bă. Îmi pare rău că am murit cactușii, ia? Dar îmi pare bine că aceste plante trăiesc veșnic și arată foarte frumos în casă. Dacă le-ați vedea în contextul lor, eu le-am luat de pe unde le-am pus. Dar dacă le-ați vedea unde sunt ele așezate la mod așa, zice, Doamne, vreau să am casa ca lui. Ceea ce nu se poate, că eu am vreo 600 de metri pătrați aici amenajați. Da. E greu. Da, și noi am ales să tragem un debara pentru că da. Ăștia suntem noi. Ăștia suntem noi. Nu glumesc, e o sfragerie foarte, foarte mare. Mai am vreo 6 camere. Vezi? În care n-am intrat, da? Da. Da, voi ați văzut o mică părticică. O mică părticică. Dintr-o mai mică părticică. Iată. Mă, și încă nu-ți plouă în casă, sau ceva. În curând. Așa. Mi-am adus aminte, fiind anotimpul frigurilor, când te ia cu frizoane, de oamenii care în copilărie nu înțelegeau gluma aia. Tembelă de altfel, afară-i frig, în curte frig, ce anotimp e afară. Și se uitau la tine cu niște ochi blajini și nu înțelegeau, bă, gluma niciodată, bă. Eu am băi, îți repet, afară-i frig, în curte frig. De frig. Da. Deci fii atent. Păi e iarnă, cum? N-are, mă, ce să fie iarnă, ce e? Normal. E normal. Nu înțeleg. Și mergea și aia cu vișine? Păi pargen. Acolo mai era. Dar asta cu afară e frig, în curte frig, bă, cu accent pe R, pe U, pe ce. Și acum gluma cu vișine. Mie-mi e frică să rostesc vișine în public. Mie-mi e frică. S-a stigmatizat acolo, da. E acolo. Eu am anumite chestii, anumite ticuri nervoase pe care le am probabil din copilărie, mai mult ca sigur din copilărie. Era ciudat să le... Le-am din viitor. Da, da. Le-am din bătrânețe. De două săptămâni, așa. Cu asta, cu vișine. Așa. Și cu aia, cu joi. Nici acum, eu nu pot. Joi? Nu joi? Da. Vine mama pe la voi sau ce? Cer scuze, va fi documentată. Ce zi e azi, mă? Joi. Se dă la fut pe zgura. Ce mizerie asta? Și acum eu de frică trebuie să mă țin de... Nu știu. Mamă, ce vine să dau în tine acum. Băi, cât îmi vine să dau în tine. Eu nu sunt tip violent, dar vine să dau în ăsta acum cu... Deci sunt două chestii pe care eu nu pot să le rostesc în public. Și duș de palma mi-a dat. Asta nu... Sunt glumele aia tâmpite, dar care se lasă sechele. Așa, acolo stai cu mâinile. Eu aveam pe unul generală care... Nu știi pe cine aveam în generală. Da, da, da. Și avea niște glume tot timpul și tot timpul așa se repezea la zona sensibilă. Te fac un basket! Eu cred că frigul e un spân emoțional. Eu zic, dar zice că e mai degrabă. E lipsit de orice
Eu cred că se forțează să transmită emoție, frego, că, bă, deci, cum... Și de asta își inhibă orice masculinitate care ar putea să afecteze vreo babă singură. Și, dar și e posibil ca babele să aibă fantezii. Și cred că nu doar babele, cred că și unele feministe au fantezii cu Fuego, da. Ce? Pentru că este un androgin al sentimentelor, dacă îmi permiți, dragul meu. Da, asta e ciudat să ai fantezii cu Fuego. Eu încerc, efectiv, acum mă străduiesc să am o fantezie cu Fuego. Acum. Mă, da, gândește, da? Că el vorbește... Și mai mult de... Andrei, l-am visat aseară pe Fuego, cum venea să mă mângâie pe păr. Mai mult de atât, n-am cum ce să... Ca pe o soră. Ca pe un frate. El face cuvintele astea, convins că nu vorbește așa. Când am auzit la televizor o dată, asta mi-a rămas în cap. Duminica. Mă, spune, mă, duminică, duminica. Sfânta zi de duminică. La biserică. La bine că... La biserică. Să lasă pe eu ăla de nu se rupe al dracu, e. Mă, biserică. Eu cred că e un fel de gâdea al muzicii, da, românești. Da, e un fel de gâdea al muzicii românești. Că și ăla era, gâdea era, ce, nu era pastor. Ce dracu era el? Pastor era. Pastor. Așa. O să-i dreptate fără să vreau. Mi se întâmplă des. Mai des cu... Past în care that? Mă... Așa. Îmi pierd ideea puțin. Și încă o chestie. Așa. Celebrul Colin, cum podobește-i, mamă, bradul și nu te întrista. Mă, de ce dracu te-ai întristat când nu podobești un brad? Te rog să-mi explici. Că tu stai ca mârlanul cât timp măta îmi podobește bradul. Și iartă-mă, stai ca mârlanul, nu ca orice mârlan, ca mârlanul la peste 30 de ani. Și masa e supărată, nu? Și îi zice, și n-o roagă pe masa, îi zice. Ai impune, împodobește mamă bradu. Mamă bradu în seara de... Și nu te întrista, e seara de Crăciun, este șansa ta. E în seara de Crăciun. Este, odată. Este. Deci, că mârlanul a așteptat în ultima zi posibilă. Corect, și asta este împodobească. Foarte bine sublinia domnul Gădea. Iar, nu e, nu e ok. Nu e ok. Dar maică-sa are destule pe capul ei ca să și împodobească bradu handicapatului. Și am zis asta cu tot respectul. Ce să fac? Uite, fac bradul handicapatului. Da. Deschide ușa, mamă. Mamă! Mamă! Cred că e în bucătărie iar. Mamă! Deschide ușa, că am venit să... Împodobim și noi ceva. Da. Cred că e cum l-a expus Bendeac, mă, Fuego. Când se închid ușile și așa e un mega nervos. Când deschide, e Vlad, e bine-ți venit cu dragii miei colindători. E foarte lucrat, Fuego. Este. Nu fizic. Nu fizic. Da. Cred că Fuego, dacă ar fi să te iei cu el la bătaie într-un lăcaș de cult, că nu te duci cu el în club, într-un lăcaș de cult. Ți-o iei. Grav. Te dă cu capul de catapeteazmă asta. Da, da, da. Nu știi altele. E, are mana power puțin. Mana power. Na, e greu. Și îți face și o liftă. E ca, ar fi, știi, când erau în jocuri, te băteai cu niște boși, uh-huh, da? Care depindeau de un anumit obiect. Și trebuia să distrugi obiectul ca să simtă el la sănătate când îl vei. Da. Așa e și Fuego, trebuie să-i distrugi biserica. Bradu. Ca să da. Și sunt sigur că e și genul care invocă babe să dea cu farmece, știi, și cu... Cu acatiste, mă, cu acatiste, da. În tot timpul ăsta, în boss battle. Așa ar fi Fuego. Tu ți-i morții, mă. Na. Dar de morți numai de bine. L-ar vrea nici să nu supere prea mult. Te supără pe tine, dar nu morți, știi? Sărută-ți mama, mâine mori. Ar fi blestemul lui. Sărută-ți mama, mâine mori. Eu consider că numele de Andrei mi se potrivește. Mănușă. Au avut de ales, cred că am mai spus asta, dintre Andrei și Matei, parcă să zic, sau cel puțin nume așa, bune, bă, nume așa a fost bune. Povestea. Bă, nu prea dai greș cu un, zi, mă, când ăsta, nu proroc, mă, cum se numesc, mă? Nume de sfinți. Apostoli. 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 Nu dai greș. Da, corect. Toma, Matei, Petru, oricine ar avea o posibilă simigerie. Merge. Iuda. Merge. Poftim. Iuda. La tortul lui Iuda. La tortul. O chestie, băi, cred că ar merge. S-ar putea Iuda să fie singurul care e puțin cam... N-a avut, cred că, nimeni curaj să pună un nume la modul... Încât să prindă. Da, să prindă. Iuda a fost singurul, da, care... Și mie și n-a făcut el mare lucru. Hai să fim serioși până la urmă. El a fost o unealtă. Și a dat un share location. Bă! Frumos. Omoară-mă pentru asta. Ce frumos ai spus. Nu.
Doamne, tu ar trebui să scrii Biblia din nou. Și Iuda dă drum în share location. By mistake. Și să fie întruchipate cu picturile dacă, așa. Că dacă e puțin, dacă o aducem în timpurile noastre, omul s-ar fi prins că, bă, nu, chiar nu e ok ce făcui și ar șterge postarea imediat. Da. Imediat și-ar șterge. Și nu vedeau romanii repede așa. Că nu vedeau. Aia. Dar el a și lăsat-o pe wall. A și lăsat-o share location. A pus-o fix. Deci dacă acum ar fi, ar da share location și ar da postarea, nu știu, sau nu, ar tăgui Vaticanul sau ce. La nivelul ăla a fost. La nivelul ăla a dat omul. Nu, da. Da, dar de-aia nu a prins și ăsta, Iuda. Nu, știi? Cu toate că mie mi se pare că ar trebui să citim Evanghelia așa lui, mă. Mai cu interes așa. Ia să vedem, mă, și povestea lui. Că-s convins că-s multe chestii care au fost lăsate în afară. Da, aici se pare că Iuda avea dreptate, dar totuși, dacă n-am spune noi asta, nu cred că s-ar supăra nimeni. No, Evanghelia după Iuda ar fi o Evanghelie scrisă rapid. Scrisă, au, ce făcui, stai puțin. noi la masă, l-am văzut pe Iisus așa cam, nu știu, cam arogant în seara aia, ce v-a întâmplat. Și eu cam luase în cap. Eu tot așteptam drugul ăla de pâine, dar mi s-a făcut brusc poftă de pilaf și m-am trezit cu Pilat. Păi de unde, mă? Mă, de unde? Păi citiți, domne, ca lumea, ce că-l fac eu pe făcat pe pâi. Lasă-mă cu d-astea. Ca pe t, că e pilap. T, nu pilap. Da, mă rog, a spune. Dar ar fi Evanghelie cu scris grăbit, așa, cu... Cu litere nu neterminate. Cu același... Da, da. Abrevieri multe. Câsăpă, n-ai da? Câsăpă când te prinde... Da. Da. Tu cum ai văzut, bă, pe mine să mă cheme? Ca să... Că... Întrebare. Nu, e un nume al dracului. Bă, eu, asta e problema mea. Că eu am impresia că tuturor li se potrivește numele. Numai mie. Eu nu sunt atât de împăcat cu Alin. Știi? Bă, la asta Alin e ok. Se... Da, Valentina la e... Nu prea folosiți așa. Cu tremurător. Ce nu folosești, nu prea te... Știi? Nu poți să... Da, de acolo că să te macine. Da, uite, putea să fie invers, putea să fie Valentin Alin. Era știi? Cu oribil atunci, și... trebuia să te sinucizi din cazul ăsta, pentru că ce dragi păi nu, să eu, mai faci în viață. Eu cred că îl îmbrățișeam, oarecum. Îl îmbrățișeam cum îl îmbrățișești pe Alin. Valin, nu l-acceptam în totalitate, dar probabil eram cu Alin puțin. Că eu așa, Alin, cunoscuți, nu prea sunt. Eu tu știi, singurul Alin, e ăla din Alin, ești un băiat fin. Ăla e stigma. Personajul Neimanele. Da. Ce, nu, asta e, cu asta m-am scos eu. Mm. Cu maneaua aia, Alin, ești un băiat fin. Eram la modul. Bă, da. Sunt fin. E destul sunt. De bun numele ăsta încât să rimeze cu versurile unei da, manele. Și fin ești? Ce ești fin, ce sunt dracu, că dacă sunt ești, puțin, nu ești fin. E fin. Sunt puțin. Aia sunt. Omorâți-mă. Din trecutul nostru tumultos. Da, da. În care eu mă îmbătam și pur și simplu râdeam la chestii. Da. Dar nu dădeam seama de gravitatea situației. Aia a fost. Așa. S-a da. Avut un conflict intern în grupul nostru de, da, de da. Cunoștință. Da. Da. Un om. Vorba bine. Cu cineva. Și se făcea că a făcut el o glumă de prost. Gust. Așa. În care mi-a dat o palmă ca prostul. Dar nu orice palmă, am văzut tuturor. Tuturor, da. Văzut mulțimii. El fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bea omul, bea ca prostul. Și tu sub influența palmei date. Mi-a căzut prost palma. Și am făcut botic ca orice om. Bă, nu se face așa ceva. Tu aceeași atitudine. Nu e ok, asta nu e glumă. Mișcă de ăla. Cum zice aia Radu de din Brica, astea nu-s glume, nu-s glume, nu-s glume. Nu era piesa lansată atunci, dacă era lansat eu cântam. Și ăla ca să mă împece, acel personaj, acel om, mă rog, a zis, bă, Andrei, hai că ca să fie totul bine și să ne înțelegem în continuare, pentru că tu mi-ești o ființă superioară și n-aș vrea să renunț la tine, te las să-mi dai 5 palme. El, eu fiind un pic mai firav ca el, am zis, bine, mă, accept 5 palme, ți le dau, eu te mori, ce să mai...
Și în perioada aia am dat o palmă, atunci în prima seară m-am repezit, am dat-o încet, n-a simțit-o, că era tot sub influența unor băuturi care prezentau alcool în compoziție. După care a trebuit eu să plec o perioadă din oraș și ți-am transferat ție palmele. Da. Mai erau patru palme rămase, de care eu m-am folosit de trei palme, dar recunosc, a venit timpul să recunosc că au fost date în contexturi, mă rog, înțelegeți, complet nefavorabile, complet lipsite de rost, de noimă și de putere. Mi era drag. Da. Nu puteam și eu, nu m-am putut, le dădeam, dar oarecum aveam, cum sunt opritorile alea la ușă, ai văzut acum când, știi? Trântești ușa, dar după aia... Stai. Așa, ca eram, n-a fost verba aia. Cum i-a zis... N-am dat-o din suflet, pentru că eu n-aveam pisma aia. Da, n-aveai, ai fost ca o pismăles, ai fost pismăles. Da. Și am întrebat când m-am întors, mă, ți le dădu ăsta, ți-o dă-te bine? Și ăsta zice, da, ca o femeie. Adevărat. Nu pot să zic că nu, că așa a fost. Și a mai rămas o palmă pe care am în continuare timp. Câte zile aveau să... Și eu dau. De dat eu dau. Și am... Eu am spus când vreau să-i dau. Și pot eu spun și acum dacă vreau. Și vreau să spun când eu dau. Deci asta e un mesaj. Da, e un mesaj. Fii atent. ca la Al-Qaeda. Mai știi cum era? Când era Al-Qaeda... Nu, mai spune Al-Qaeda, că poate ne scot ăștia videoclipul. Fata aia. Vreau să-l las să se căsătorească. Deci ăsta este planul meu. Să se căsătorească cu femeia visurilor lui. Să o iubească atât de tare încât să facă cu ea nu unul, ci doi copii. Da. Mă, să iubească copiii atât de mult încât să iasă cu ei prin parc, să-i plimbe. Să fie mândră că sunt ai lui. Să fie mândră că sunt ai lui. Da. Așa. Mă, și să crească copiii, să aibă vreo 4-5 anișori, cât să aibă amintiri. Și să se întâlnească cu mine, parcă îl blestem acum, să se întâlnească cu mine în parcul respectiv când își plimbă copiii, unul de mâna stângă, unul de mâna dreaptă, dar în ordine inversă de cum arăta eu. Copiii să-l privească cu atâta admirație. Admirație, tata! Tata! E tata! E tata, bă, tătucă, bă! Stâlpul cășii! Că eu sunt puțin educat la început. Stâlpul cășii, nu, tata, e casă. Stâlpul cășii. Așa. Și o să mă întâlnesc cu el. Ce faci, bă? Uite bine prin parc. Și o să-i spun, e timpul. Și o să știe că nu-i prost. Nu-i prost. Prost nu e. Orice ar fi, dar prost nu e. El să zică, ca ultima rugăminte, pot să-i las pe cei mici să ducă să vadă animalele. Da, în după parc, da. Ca Antonescu când cerea să fie legal la ochi. Da, să fie legal la ochi. Bine, că nu cred că a fost inversat. N-a fost. Mă rog, cineva a fost vrut să fie legal. Ca aia, da, ca aia, așa. Ei, și o să-l privesc în ochii ai nelegației lui. Să-i spun, eu nici nu-i zic, nu, fac așa. Să vezi sudoarea cum începe să se strângă. Așa. Și el să fie pus imbaie. Că el n-are dreptul să riposteze. Apropo, n-are dreptul să riposteze. Da. Să fie... Nu e bine ce fac. În tot acest timp, el evitându-ți privirea. Da. Rugându-te nu mai... Strângându-și copiii de mână. Au, tati, ne doare. Și momentul ăla să întreb dacă are vreo ultimă dorință înainte de a scădea în ochii copiilor. Pe vecie. Pe vecie, da. Că bă, nu e ușor pentru un copil să-ți vezi părintele bătut sau bătut, ceva de da. E, și atunci o să spun copiilor, cum o să-i cheme pe ei? Luca, Matei, priviți-vă tatăl. Ei o să-și înelțe privirile lor plăpânde și nepătate încă de niciun eveniment ca acesta de major. Soarele fiind perfect poziționat încât să nu le dea în ochi copiilor. Da. Și tu cu un GoPro în spate ca să filmezi asta. Din întâmplare. Și fix în momentul ăla când copiii își vor aținti ochii spre bietul lor tată, spre neajutoratul lor tată, ce în intențiile lui sale bune voia doar să-i plimbe prin parc în ziua aceea de marți, să spunem. Da. Ei, eu atunci să fac un avânt așa, el o să vadă tot un slow motion, am competit voi acum. Și o să iau mâna asta și o să mă urmă aia și o să... Futu-s gura, mătisă-s. Fut. Fut.
Bravo!